La 1 iunie 2011 au fost majorate salariile de funcție la circa 107.000 de angajați din instituțiile de cultură, artă, medico-sanitare și de asistență socială, cultură fizică și sport din sfera științei și inovării, din alte instituții bugetare, precum și personalului cu profesii și specialități complexe din instituțiile de învățământ, salarizarea cărora se efectuează în baza rețelei tarifare unice. Astfel, pentru asigurarea acestor majorări, fondul de salarizare a fost suplimentat cu circa 98 de milioane de lei, iar majorarea salariilor în medie pentru toți acești beneficiari a fost de circa 8,55%. La fel, în vederea sporirii cotei înregistrate a salariului și diminuării fenomenului negativ a plății salariilor în plic, a fost aprobat Planul Național de Acțiuni privind minimizarea practicii achitării salariilor în plic și contracarării muncii la negru. Pe parcursul anului a fost modificat mecanismul de acordare a ajutorului de șomaj, respectând principiul contributivității din salariul mediu al șomerului și stadiul minim de cotizare de 9 luni. Pe parcursul anului 2011 au fost organizate mai multe târguri de muncă cu scop de informare. Vreau să menționez un târg organizat în Italia cu scopul de a informa cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Republica Italiană. Și totodată în 2011 a fost încheiat un acord între Republica Italiană și Republica Moldova privind migrația circulară care va fi realizată pe parcursul anului 2012-2013. Și în acest an am reușit să încheiem încă trei acorduri. Este vorba de acordul cu Republica Austria, cu Estonia și cu Republica Cehă. Din ianuarie 2011 am introdus o nouă prestație, ajutor pentru perioada rece a anului. Dumneavoastră cunoașteți că această prestație deja constituie 200 de lei, adică pentru lunile noiembrie-decembrie 2011 și 3 luni ale anului 2012. Pentru perioada rece a anului, familiile eligibile vor primi câte 200 de lei, iar pentru informație vreau să vă spun că în luna noiembrie deja de acest ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat circa 44.344 de familii vulnerabile. La fel, pe parcursul anului 2011 a derulat sau a fost în continuare acel program de ajutor social. Numărul beneficiarilor de ajutor social în anul 2011 s-a dublat, comparativ cu anul 2009. Conform acestui program, circa 72.000 de familii față sau comparativ cu 33.232.000 de familii în 2009 au beneficiat de această prestație ajutor social, iar cheltuielile din bugetul de stat pentru aceste familii au fost de 330 de milioane de lei, mai mult sau faceți comparație cu 118 milioane în anul 2009.